Rafael, bună ziua. Sărminele, bună ziua. Deci, amestem de ani de zile. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări, ca să intrăm direct în subiect. Vrem să vă dăm și noi ordonanța cu toate avizele. Așa o să vă dăm după la sfârșitul conferinței. Așa. Este să-i răspund pe scurt, Carlei. Deocamdată starea copilașului este critică, este internat pe terapie intensivă la Grigore Alexandrescu. Este o tragedie care nu trebuie să se mai repete. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu reprezentanții medicilor stomatologi pentru a preveni astfel de accidente și astfel de practici. Evident, acum este o anchetă în curs. Ministerul Sănătății a luat acțiuni ferme și DSP-ul a închis, a suspendat activitatea clinicii respective și a dat cea mai mare amendă. Urmează o anchetă a Colegiului Medicilor, a parchetului și de îndată ce avem concluziile, vă le vom comunica. Vom analiza împreună cu ei. Este evident că anestezia generală nu se poate practica decât în condițiile prevăzute legal. Nu poți administra medicamente de acel tip, este vorba de propofol, fără o sală de străzire, asistență medicală, sunt mai multe prevederi. Așteptăm concluzia. A fost folosită acea substanță, se folosește exclusiv intraspitalicesc, că nu putem folosi într-un cabinet stomatologic fără sistem de monitorizare, fără toate circuitele, o substanță de acest tip. Dar, da. În condiția aceea s-au dus acolo cu toată încrederea, credând că se lasă și în mâna unor specialiști. Am văzut declarația dumneavoastră de ieri. Ce mesaje transmiteți părinților? Cum pot verifica dacă o clinică în care își duc copiii este sau nu acreditată? Unde găsim această listă? Știți foarte bine tot ce înseamnă anestezie generală se practică în instituții sanitare care sunt acreditate de ANMHS. Și săptămâna viitoare, după cum v-am spus, ne întâlnim cu medicii de familie, pentru stomatologi, pentru a vedea cum îi putem ajuta pentru a-ți desfășura activitatea în bune condiții, dar este clar că acolo au fost probleme mari pe care le va scoate, le va evidenția ancheta. Domnule, să ne întoarcem la subiectul. Sergiu Gora, sunt de la antrenorii. Mai am și o întrebare pe subiectul ăsta, dacă tot l-am deschis, după care trecem evident la ordonanță. O să vă certe colegii. De ce totuși nu găsim și nu descoperim aceste clinici înainte să se întâmple tragedii? Adică, la colectiv facem așa o analogie. ISU a fost, este dosar că nu a controlat sau că a controlat și nu a controlat bine. DSP-urile. De ce nu controlează înainte? De ce tot timpul, după ce, Doamne ferește, moare cineva sau iată ajunge în spital în stare critică, descoperim și noi că e o neregulă acolo? Vedeți dumneavoastră, DSP-urile au o activitate de control intensă și uneori suntem criticați când vrem să securizăm aceste activități. Vă aduc aminte, acum este un... au fost foarte multe accidente în ultima perioadă în școli. Am constatat că DSP-urile fursese răscoase din circuitul legislativ. Deci de fiecare dată când se ia o măsură suplimentară de a introduce DSP-ul, de a crește controlul în interesul pacienților și populației din România, sunt și foarte multe critici. Și uitați-vă la, vă dau imediat un exemplu, uitați la ordinul care trebuie să intre în
ianuarie 2021, pentru cabinetele de înfrumusețare, unde se dorește ca să scădem probabilitatea ca populația din România să fie infectată. Știți foarte bine, se poate lua o hepatită B, hepatită C, și s-a generat o emoție întreagă împotriva unui demers firesc. Da, emoții, la fel, pe Facebook, bănesc că nu vă luați după Nu-i împiedică nimic, dar nu poate preveni DSP-ul ca un medic să facă un act greșit. Da, nu poate să fie acolo. Păi, ei controlează activitatea, dar nu poate preveni un... Practic, acolo a fost un derapaj punctual la unui medic. Nu vreau să mă antepronunț, că nu este corect. Este, vă spun că este suspendată activitatea, o să vă trimitem și documentele de la DSP în acest sens. Da, să mai retrimitem DSP-ul acolo, sigur că da, dacă vor să-și în ciuda avizelor de la DSP, ei pot să rămână deschiși, dar o fac conform contrar legii. Ce riscă? Evident că riscă un dosar penal. Deci de acum aceste concluzii țin de parchet și de colegiul medicilor și nu vreau să mă antepronunț. Bun, întorcându-ne la celebra ordonanță. Exact. Domnule ministru, ce se întâmplă cu ordonanța în primul rând? Apare, nu apare, că suntem toți... De asta avem și această conferință, a fost publicată astăzi în Monitor Oficial și vom pune la dispoziție după conferință versiunea din Monitor Oficial, versiunea oficială. O să se supără doamna Mihaela. Vom avea rezultat, am înțeles, de la Matei Baj, vom avea un rezultat în seara asta, în jurul orei 9. Este practic, știți foarte bine, am avut mai mulți suspecți de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat. Avem un mecanism care funcționează foarte bine, pus care a început de la sfârșitul lunii decembrie, o colaborare între mai multe ministere. La nivel național avem o capacitate foarte bună de diagnostic și nu numai în București. Până la sfârșitul săptămânii vor fi și alte 2 sau 3 centre care au capacitate de diagnostic. Tocmai inclusiv în Timișoara, avem vorbit cu conducerea spitalului de acolo și până la sfârșitul săptămânii, inclusiv Timișoara va avea capacitatea de diagnostic. Totul este de a scurta, vedeți, acest timp de așteptare pentru un diagnostic pozitiv. Ce s-a întâmplat la data de tratare? Există un centru aici în București sau în Protocolul care l-am pus în practică în momentul de față și care este validat cu celelalte ministere în cadrul grupului de lucru coronavirus este ca primii 10 pacienți să fie tratați în București, în această unitate BSL4. Noi știm că am fost chiar acolo, am fost și cu secretarii de stat, este după deci este de cel mai înalt nivel, Biosecurity Level 4, și este dotată după ultimele standarde, deci este funcțional. Vreau să le spuneți, în momentul în care a apărut această suspiciune, din momentul în care omul s-a prezentat la spital, ce s-a întâmplat? Ce pași s-au urmat? În ceea ce s-a respectat același protocol ca pentru fiecare suspect de coronavirus din ultimul timp și a fost transportat la Institutul de Boli Infecțioase, cel mai apropiat, cu o structură de transport, cu izolet, și tot protocolul a fost respectat. Pacientul este internat, după cum știți, în Timișoara. Ce s-a întâmplat cu oamenii cu care a intrat în contact, cu contactii apropiați? Știți foarte bine că am avut mai mulți suspecți care nu au fost confirmați și depinde de anamneză și de nivelul de risc pentru a hotărâ dacă punem în carantină sau dacă practicăm o izolare voluntară la domiciliu a contactelor apropiați. M-am uitat pe ce e publicat pe site-ul INSP
și acolo scrie că în momentul în care apare un caz suspect, fără să se aștepte rezultatele de laborator, contactii ar fi trebuit să se autoizoleze voluntar la domiciliu și vor fi supravegheați 14 zile. Dacă s-a demarat o anchetă epidemiologică, dacă s-a legătura cu toți oamenii cu care a intrat în contact. O să ne interesăm, dar nu putem ști și ce s-a întâmplat și cu contactii și cu și alte persoane, știm fix cum plătecă. Nu sunt deocamdată și trecem la ordonanță, vă promit că nu putem sta două ore să discutăm de toate problemele din sistemul sanitar. Foarte bine, nu, dar este important ca populația să știe că suntem bine pregătiți și să nu inducem o stare de panică în populație. Deocamdată, știți foarte bine că de duminică am instaurat carantina și a fost și o ordonanță care a trecut săptămâna trecută pentru a crește capacitatea țării noastre să răspundă la această epidemie de coronavirus și am avut persoane care au venit din zona de maxim risc, care au acceptat fără probleme această carantină. Trecem la ordonanță. Mihaela. Mihaela, vă rog frumos, pe ordonanță. Legat de avizele pe care le are ordonanța. Vă trimitem versiunea din monitor oficial și cât de repede toate avizele. M-am uitat acum pe internet, nu e nicio versiune. Creșterea taxei de contări, vor fi pacienți care vor rămâne limitați, pentru că vor rămâne mai puțin bani. Cum răspundeți la asta? În primul rând, atât în ordonanță se referă la programele naționale curative ale casei și la acțiunile prioritare ale Ministerului Sănătății pentru pacienții critici. În ambele cazuri, bugetul a fost suplimentat cu până la 40-50% pentru acțiunile prioritare și la fel a fost suplimentat semnificativ pentru programele naționale. În plus avem promisiuni ferme, dar asta depinde de la primul ministru, dar asta depinde nu numai de primul ministru, depinde și de capacitatea echipelor medicale de a avea o execuție bugetară bună. Deci trebuie ca evident numerele de cazuri prevăzute să fie și trastate pentru a primi bani suplimentari la rectificare. Programele naționale și de la Minister și de la Casa Națională au primit mai mulți bani? Da. Deci vă repet, acțiunile prioritare undeva în jur de 40-50%, iar pentru programele naționale ale casei sunt numai în prima parte a anului în jur de 300 de milioane. Păi asta sunt acțiunile prioritare. Sfera politică, să spunem așa, a ordonanței, vin informații care exista la momentul de față niște tensiuni între președintele Iohannis, dumneavoastră și premierul Ludovic Orban, pentru că președintele Iohannis n-ar fi văzut forma finală a ordonanței și n-ar fi fost de acord cu ea. Este adevărat, ați vorbit cu președintele Iohannis? Vă asigur că nu există nicio tensiune între președinte, primul ministru și Ministerul Sănătății și este prima persoană care îmi spune acest lucru. Asta înțelegem și noi din surse politice. Da, așa să știți, sursele politice sunt... Exact, foarte ați spus. Discutăm cu președintele Iohannis vis-a-vis de ordonanță? Discutăm frecvent cu președintele Iohannis. Sigur că da, pe toate. Și vă asigur că președintele Iohannis este foarte preocupat de starea sistemului sanitar și își dorește să ieșim cu toții din acești impas și să avem un sistem sanitar modern, european și nu degeaba a fost acest deziderat al campaniei sale de a pune pacientul român în centrul sistemului. Aveți o situație clară legată de fiecare spital public și spital privat. Ce poate să ofere pentru fiecare program și fiecare și pentru acțiunile prioritare? Știți pe ce vă puteți baza în public și în privat? Sigur. Aveți o situație? Sigur, avem o situație clară. Situația este complexă. Sunt sute de spitale. Nu vă pot prezenta fiecare. Același spital. Program îl puteți folosi în ambele sisteme? La ce vă referiți? Încercați să găsiți un exemplu punctual ca să încercăm să vă lămurim. De exemplu, întrebarea e foarte generală. În programele naționale de sănătate curative sunt diabetul,
cancerul, dializa și toate ce mai sunt pe acolo. De exemplu, diabetul. Diabetul folosiți și în public și în privat. O să le dați voie și celor din privat să acest, aici n-a fost nicio modificare. Întotdeauna aceste programe ale casei, din 2014, de când era dar domnul Ponta... Da, dar statul este excedat pe toate domeniile, după cum ne-a semnalat și Uniunea Europeană. Un pacient din 2 din România mor în spitalele noastre inutil. Avem prea mulți pacienți, prea puține spitale. Ne chinuim să construim spitalele regionale și am reușit să punem acest proiect, mega proiect de infrastructură atât de important pentru pacienții români din România, în linie dreaptă. Dar știți foarte bine, primele spitale vor fi construite în 2027. Și avem îmi pare rău, tot insist, avem o hartă, poate o să reușim... Da, să avem o hartă a României. Aceste spitale vor fi construite în Iași, Cluj și Craiova în 2027. Ce facem în restul țării? Deci trebuie să ne modernizăm spitalele publice care le avem. Pentru acesta avem program operațional de sănătate care l-am creat acest an împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și am făcut un grup de lucru comun în care este un, să zicem, un buget comun în care este adus bugetul de investiții al Ministerului Sănătății, tot ce înseamnă fondurile europene, program operațional de sănătate, Banca Mondială, BERT, pentru renovarea rapidă a spitalelor publice. Dar și aici sunt proceduri care durează ani de zile. Știți foarte bine exemplu, cel mai bun exemplu sunt centrele de Iași care au durat atât de mult timp pentru a fi renovate și sunt renovate numai parțial și acolo avem un deficit de aproximativ 50%. Haideți să facem o analogie simplă. Ce riscul cu care se dorim? CC Iliescu, care este un proiect prioritar pentru noi de a fi realizat în acest program de modernizare. Haideți să facem o analogie simplă. În România nu circulăm pe autostrăzi, fiindcă avem prea puține. Corect? Da. Și încercăm să le construim prin fonduri europene. Paradoxal, avem locuri în spitale pe care nu le folosim datorită legislație. Până ne modernizăm spitale și construim spitalele noi, haideți să folosim și spitalele care le avem în interesul pacienților. Aș vrea să vă întreb, domnule. Cred că e simplu. Ce se întâmplă cu un pacient care, de exemplu, spuneți, Rafael, e montat un stent, exact, și între timp apar complicații. Va fi transferat la un spital de stat? Cine va deconta spitalizarea? Deci cazul pacientului cu infarct, pacienții cu infarct sunt tratați prin acest program de acțiuni prioritare infarct miocardic. Acest program merge în paralel cu programul de terapie intensivă, da, de acțiuni prioritare terapie intensivă. Deci, evident, nu este ce se întâmplă, este sigur se întâmplă, fiindcă pacienții cu infarct nu pleacă imediat din spital după ce li se spune stentul și gata. Ei rămân în terapie intensivă și pentru aceasta a fost creat programul de terapie intensivă care acoperă costurile. Și aș vrea să vă întreb totuși despre de ce ați redus numărul de angiografe pentru un... La fel. Pentru a... Nu a întrebat nimeni de ce s-a crescut în 2014 numărul de angiografe de la 1 la 2. În primul rând, prevederea și ghidul european, există o singură recomandare, recomandarea de a avea centre la nivel național în care pacienții să ajungă în maxim 2 ore. Nu este prevăzut nicăieri a avea 2 angiografe. De asemenea, această modificare a fost făcută la solicitarea colegilor cardiologi intervenționiști și ați văzut numeroși cardiologi intervenționiști cu mare experiență care coordonează comisiile de specialitate care au salutat această modificare. Programul de infart, din păcate, funcționa după un ordin care a expirat din 2018, la fel ca toate programele de acțiuni prioritare. Practic se alocau sute de milioane anual pe niște ordine expirate de un an și ceva. Și atunci a fost firesc să updatăm acest ordin în interesul pacienților și a profesioniștilor. De asemenea, dacă am fi respectat ordinul vechi, ar fi trebuit să scoatem mai multe centre publice din programul de infarct.
Ploiești, Pitești, chiar și Fundeniu de aproximativ 6 luni, nu, sau chiar de mai mult timp, un an, funcționează cu un singur angiograf la Fundeniu, Institutul Fundeni, care salvează viața. Institutul Cercei Iglescu, care salvează, da, mii de pacienți anual. Nu au personal sau... Nu, nu au angiografe, s-au epuizat. S-au epuizat și este pe bugetul de anul acesta, este prevăzut, evident, un angiograf cât de repede la Institutul Cercei Iliescu. Înțeleg că sunt situații unde există angiografe, dar nu au specialiști acolo, se poate face ceva. Adică puteți stimula pentru asta am avut, vedeți, a trecut atât de puțin timp, dar s-a uitat. Am făcut această reformă a rezidențiatului, care a fost salutată de toți profesioniștii și a fost un real succes. M-am întâlnit cu reprezentanții săptămâna trecută cu reprezentanții rezidenților și au avut un singur cuvânt pentru reformă: wow! Deci, practic, s-au deschis 44 de centre noi, 12 private și 32 publice, și astfel ne repopulăm cu medici spitalele județene, unde, cum ați spus, sunt nu numai angiografe CT-uri, sunt RMN-uri care nu sunt utilizate suficient. Dar în condițiile în care... 111 din ordonanță, da, cel care reglementează activitatea serviciilor de urgență. Explicați-ne pe scurt o speță simplă. Dacă un pacient are o urgență, un pacient, nu știu, un bătrân, să spunem, fără prea mulți bani, este preluat de ambulanță și cea mai apropiată unitate de urgență este a unui spital privat. Îl duce. Spitalul privat îl tratează, îi tratează urgența. Doar că medicul de acolo îi recomandă o ședere de 24 de ore, nu știu, în spital, pentru supraveghere. A trecut tratamentul acut, a trecut tratamentul de urgență. Ce face bătrânul după, în cele 24 de ore? Cine plătește pentru el? Evident, aceste spitale, deci deodată nu există niciun spital privat care să aibă un, există doar Sanador, cred, care are un UPU autorizat. Noi începem un comprimat, are toate liniile de gardă? Are 18 linii de gardă. Da, un compartiment de primiri urgente. Acest spital este în contract cu casa și pacientul poate rămâne acolo în contract cu casa. Evident, noi am făcut o prevedere legislativă care este un instrument de lucru pentru ca medicina românească să se poată dezvolta pe viitor. Am avut poate un cadru legislativ prea restrictiv care a evitat, care a stopat dezvoltarea în multe domenii, de aceea am ajuns pe ultimul loc în Europa. Domnul profesor vă poate confirma, săptămâna trecută a fost simpozion la Bruxelles pe tema cancerului, pe tema oncologiei, iar comisarii europeni au vorbit de mai multe ori despre România și au dat negativ și au dat ca exemplu că o pacientă din România are de 16 ori mai puține șanse de a supraviețui unui cancer de col ca o pacientă din Italia. Dar în momentul de România sunteți de acord că are și mult mai puțin bani. Și nu mi-ați răspuns la întrebare. Ce se întâmplă dacă unități de primiri urgențe în spitalele private? Se tratează urgența pe banii statului, așa cum este normal, se trateze și obligatoriu, dar pacientul mai rămâne internat în spital. Spitalul privat, cum știm cu toții, îi va da factură la final. Încă o dată, vă repet, noi am creat un cadru legislativ pentru ca medicina să se dezvolte. Dumneavoastră ați găsit o variantă ipotetică care nu poate... Cum se practică până acum, nu s-a practicat. Se practică pentru celelalte. De exemplu, că mi-a spus că radioterapia este gratuită. Da, procesul de radiere al pacientului este gratuit, dar pe lângă consultații și ce mai trebuie făcut pacientului, alea nu mai intră în program, nu mai sunt gratuite. Le plătește pacientul.
Riscă pacientul dacă știți, nu poate să plătească factura să fie deci transferat. Deocamdată, prin aceste prevederi nu există niciun risc, sunt speculații. Pentru acestea au fost adăugate și prevedere suplimentare, și capitole suplimentare în ordonanță în care este interzisă coplata în tot ce înseamnă programe naționale de sănătate, în tot ce înseamnă aceste situații de urgență. Știm foarte bine că sistemul de sănătate din România este subfinanțat, serviciile de medicale sunt subfinanțate. Este un prim pas. De asemenea, trebuie să lucrăm împreună și să reușim ca în România să introducă un sistem de asigurări complementare care să aducă soluții și rețete financiare suplimentare în sistem și de asemenea clasa politică trebuie să conștientizeze și să aloce mai mulți bani sistemului sanitar, mă refer la procentul din PIB. Deocamdată, anul acesta am moștenit acest procent din PIB, dar avem asigurări de la cel mai înalt nivel că pe anul următor acest procent va crește. Spuneți. N-aș putea să vă spun. Ați început să renegociați tarifele pentru procedurile, intervențiile, consultațiile, cu ce se întâmplă în sistemul medical și... Nu renegociem noi tarifele. Nu recalculăm noi tarifele. Se fac la nivelul casei naționale. Anul acesta trece repede. Ce se întâmplă după aprilie 2021 când expiră prorogarea? Răspunde. Dacă vor fi recalculate la valoarea reală. Da. Pentru cine se întreba? Pentru cine poate să vă răspundă? Probabil doamna primar. Da. Adică vor crește tarifele pentru că nu sunt. E clar că sunt foarte mici. Și se plâng spitalele de stat și spitalele private că sunt prea mici costurile de ani întregi. Nu vor lucra la tarifele de stat, asta clar. Știm toți de ani de zile că sunt subdimensionate. Spitalul privat nu va lucra niciodată la tariful la care lucrează spitalul public. Și aceasta recunoaștem. În acest context există un efort bugetar major pe care statul trebuie să... Doamnelor. Încă o dată este foarte simplu. Aceste modificări se referă numai la programele naționale de sănătate și la acțiunile prioritare. Da. Rămâne, sigur că da, avem nevoie pe viitor să fie recalculate tarifele. Deci în contextul realității bugetare actuale nu putem fi ipocriți, ne se poate permite susținerea creșterii numai acestor programe, deci mă refer la acțiuni prioritare și programe naționale, celelalte. Cancer și boli cardiovasculare. Programele curative ale casei care pot fi crescute în bugetul din 2019. Da, sunt 14 sau 15 și se vor crește cele care merg pe aceste servicii integrate. Vă vom prezenta în cadrul noului contract cadru, la asta încă lucrează comisiile de specialitate și vă vom prezenta în curând. Da? Și dacă nu așa ni s-a spus inițial, că vor crește tarifele la nivelul real, mai întâi doar pentru oncologie și acțiuni prioritare, pentru că nu se poate acum să cerem pentru toate. Absolut. Nu o să se crească pentru toate, o să crească pentru o parte în funcție de solicitările comisiilor de specialitate. Ele se întâlnesc săptămânal și cam în două săptămâni ar trebui să avem varianta corectă. Vă vom comunica. Dar noi am prevăzut bugetul pentru această creștere. Absolut. În care dumneavoastră spuneați că anul acesta bugetul rămâne același. Am spus, încă o dată revenim. Pe acțiuni prioritare avem o creștere a bugetului de 40-50%, avem o creștere în prima parte a anului a bugetului pe programe naționale undeva în jur de 300 de milioane de RON, deci sunt creșteri importante, da? Și la
n-aș putea să vă spun procentual, v-am dat cifra, este o creștere importantă și pentru, după rectificarea bugetară vom avea o creștere suplimentară și de asemenea v-am dat un element suplimentar. Este foarte important ca echipele medicale și institutele care sunt integrate în aceste programe să reușească să aibă o execuție bugetară bună. Încă câteva întrebări. Care era urgența acestei ordonanțe și de ce nu ați dezbătut-o în mediterie? Cum ordonanța o dezbatem cel puțin de 3 săptămâni? Nu, n-a fost în dezbatere publică. Una este perioada de transparență decizională, cât e afișată pe site și toată lumea trimite către minister ce are de trimis. Dezbaterea publică înseamnă o masă rotundă cu toți factorii implicați, unde fiecare spune părerea, peste asta ați trecut, lăsând la o parte faptul că nici în transparență nu a stat termenul legal. Și peste noapte, fără avize, pentru că, repet, nu aveți avizul Comisiei Interministeriale, o trimitem la monitor. O să vă dăm încă o dată. Cu asta trebuia să începem. O să vă dăm încă o dată avizele, iar în legătură cu dezbaterea publică, cred că este cel puțin a treia conferință pe această temă. Dacă nu aveți noțiunile astea, înseamnă că mai departe vorbim degeaba. Unde era urgența? Au fost rezolvate toate problemele de la stat și au mai rămas privat. Dar nu este o problemă a privatului, deci răstălmăciți sensul acestei ordonanțe. Cred că este important să scădem numărul pacienților care se pierd inutil în fiecare zi în România. Cât se vor pierde după aprilie 2021 când acea prorogare se va ridica? E o întrebare foarte bună, Mihaela, și vă mulțumesc. Această contribuție a fost introdusă de către PSD în 2019. Este faimoasa coplată introdusă de doamna Dăncilă fără niciun discernământ. Această coplată trebuia introdusă în momentul când ai creat un sistem paralel, coerent, de asigurări complementare, care să absoarbă impactul în rândul populației a unei astfel de măsuri. De aceasta a fost prorogat. În primul rând, lăsați-mă, vă rog, să... Sunt acei 10 lei pe care știm că trebuie să-i plătească pacientul spitalul. Contribuția personală era reglementată de către doamna Pintă, dacă nu mă înșel, și lăsa posibilitatea clinicilor private, da, acolo unde este depășit tariful de contat de casă, pacientul să-l poată plăti. Deci a făcut un cadru legal ca pacientul să poată plăti diferența. Deci sunt două lucruri diferite, coplata și contribuția personală. Coplata există deja, contribuția personală... Tot ce înseamnă coplată și contribuție personală, toate aceste plăți suplimentare prevăzute de această ordonanță, trebuiau regândite și introduse într-un sistem de asigurări complementare. Când am preluat acest mandat, am conștientizat prezența acestei ordonanțe și am angajat imediat discuții cu asiguratorii și cu sindicatele spitalelor private să reușească să găsească un model economic sustenabil pentru populația din România și care să fie prezentat. Evident că în două luni nu au reușit să ajungă la un consens și la o soluție după model european și pentru aceasta primul ministru a luat decizia să proroge această coplată de un an de zile pentru a se găsi un model care să poată fi adoptat. Deci este un model care funcționează în toată Europa, dar trebuie luat cel mai bun model și adaptat la realitățile sistemului sanitar Spitalele din România. Spitalele din Franța protestează cele de stat pe 14 februarie, tocmai din cauza acestui model. De ce îl trebuie să-l adoptăm? Supărat și privații prin prorogarea termenului. Absolut, această ordonanță nu, deci a spus foarte bine, nu a fost luată în interesul, spuneți și colegii dumneavoastră, nu a fost luată în interesul spitalelor private, după cum vedeți și ele protestează, a fost luată în interesul pacientelor. Referitor la ce ați spus dumneavoastră, știți, Mihai a cunoscut foarte bine sistemul din Franța, spitalele din Franța protestează în fiecare an sau de două ori pe an, am luat și eu parte la
la aceste asta, proteste când am fost rezident, dar nu, dar nu, nu protestează datorită asigurărilor din cauza asigurărilor. Mulțumesc, asigurărilor complementare. Spuneți. Protestele, numai o secundă, protestează în special datorită reformei pensiilor, iar ministra sănătății din Franța este în același timp și ministra muncii și aceste proteste sunt legate datorită lipsa fondurilor la spitalele de stat, mi-a spus doamna sindicalist cu care am stat de vorbă, și lipsa de transparență a privatului. Astea sunt cele trei puncte și reforma, care protestează. Și reforma pensiilor. Acum. Asta ar fi al patrulea. Încă încă două întrebări. Foarte important. Spune-te. În toată țara, pacienții cu diabet aleargă prin farmacii disperați, nu găsesc multe medicamente pe care le au în rețete. Culmea este că medicamentele respective apar ca fiind stoc, în stocuri diverse în țară, dar în farmacii nu există. Și sunt disperați oamenii, gândiți-vă. Ce măsuri aveți în vedere? Știți foarte bine că în România efectul introducerii taxei de clawback a fost dispariția aproximativ 2000 de medicamente. Pentru aceasta, de la începutul preluării mandatului nostru, am creat un grup de lucru care s-a întâlnit săptămânal și care a întrunit reprezentanții Ministerului Sănătății, a Casei Naționale, a Ministerului de Finanțe, a Guvernului, cu importatorii de medicamente, cu importatorii de inovative, de generice, cu producătorii de medicamente pentru a soluționa rapid problema clawback-ului care creează aceste probleme de aprovizionare și de dispariție a medicamentelor. Se ajunsese la o soluție, la un consens împreună cu toți actorii implicați în acest proces, trebuia să semneze forma finală și evident trebuia dată ordonanța de guvern care să soluționeze clawback-ul și implicit accesul la medicamente. Din păcate a fost introdusă moțiunea de cenzură și nu mai avem posibilitatea să introducem ordonanțe. În plus, ieri am introdus, PNL-ul a introdus în Parlament un amendament care să, cu soluția care am găsit-o împreună pentru soluționarea taxei de clawback. Din păcate, PSD-ul nu a avut inteligența să înțeleagă că interesul pacienților trebuie să fie deasupra luptei politice și a respins amendamentul în Parlament. O să vedem, o să... N-are rost să discutăm, e o soluție tehnică, o să o aflați. Soluțiile tehnice apar să transferăm pe cele două modificări. Poftiți? Pacienții, că ești disperați, n-au medicament. Gândiți-vă că aveți diabet și vă duceți din farmacie în farmacie, inclusiv în marile lanțuri și nu găsiți tratamentul care vă este important. Știu, este, este o situație critică. Da. Deci este o situație critică și o să analizăm. Am văzut notificarea dumneavoastră pe cele 3 sau 4 antidiabetice și o să analizăm ceea ce s-a întâmplat. Evident avem soluția dacă există rupturi de stoc datorită importatorilor care au rămas fără stoc datorită taxei de clawback, să facem un import cu ajutorul Unifarmului, dacă să palem lista acestor medicamente. Ultima întrebare, vă rog. Da. Rafael. Mulțumesc. Aș vrea, vă rog, să vă revenim la cazul de la Pitești. Reprezentanții clinicii spun că nu au fost înștiințați de nimeni că trebuie suspendată activitatea și că, în continuare, acolo se fac intervenții stomatologice. Cine ar fi trebuit să înștiințeze? Inspecția Sanitară de Stat și DSP-ul să verifică această situație. Vă mulțumesc. Nu avea activitate pentru autorizare pentru anestezie.